Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Astăzi avem, la fel ca de fiecare dată, un episod special. Suntem la Fortul 13 Jilava și suntem cu istoricul Lucian Vasile, iar astăzi o să aflăm multe povești interesante. Aici destinul multor oameni s-a terminat, dar îl lăsăm pe Lucian să ne zică mult mai multe. Salut, Lucian! Salut și îți mulțumesc pentru invitație. Ne aflăm aici, în fața intrării la Fortul 13 Jilava. Bine ai venit, rău ai găsit. Asta era vorba printre foștii deținuți politici. Dar până să ajungem la partea poveștii despre Jilava ca închisoare comunistă, să vedem cum a apărut această construcție. Pentru că ea este rodul inițiativei lui Carol I. Carol I, având o bogată pregătire militară, și-a dat seama că Bucureștiul, capitala noului stat, trebuia să aibă o centură de fortificații care să o protejeze în cazul unei posibile invazii. Bineînțeles, ea se gândea la o invazie, în principal la o invazie dinspre sud, dinspre Imperiul Otoman. Așa că, după 1880, a cerut armatei să sondeze posibilitatea creării unei centuri de fortificații. Specialiștii noștri n-aveau know-how-ul necesar pentru o lucrare de asemenea dimensiune, așa că au apelat la un specialist bergian, Briarmont, care, în colaborare cu doi generali români, a creat această rețea de fortificații. Practic, Bucureștiul trebuia să fie înconjurat de 18 forturi, iar între fiecare fort trebuia să fie și câte o baterie. Deci 18 forturi și 18 baterii, care trebuiau să fie o centură de foc care să protejeze Bucureștiul de o invazie străină. Noi ne aflăm în fața fortului numărul 13, Jilava, după cum e scris și sus. Încă de la bun început, de până să înceapă lucrurile, au fost tot felul de discuții și controverse. Dacă statul român are nevoie de o asemenea lucrare de amploare, dacă are posibilitatea financiară de a suporta o lucrare de infrastructură de asemenea dimensiuni. Lucrările au început în 1886, Jilava fiind printre primele forturi la care au început lucrările. De aceea Jilava este unul dintre cele mai mari, pentru că s-a făcut conform planului original. Știți că noi românii ne pricepem la lucrări de infrastructură, așa că după ce au început lucrările și-au dat seama că într-adevăr nu putem duce la capăt în forma inițială, așa că fortificațiile au început să fie reduse și s-au construit nu conform planului, ci așa cum au permis resursele de la acel moment. Jilava de aceea este un punct special pentru că este cu adevărat monumentală, fiind făcută conform planului inițial. Aici lucrările s-au terminat, dacă nu mă înșel, în 1896, deci iarăși printre primele finalizate, și trebuia să fie, vă spuneam, unul dintre punctele principale ale sistemului defensiv al Bucureștiului. Deci ținea de Marele Stat Major Român. Înăuntru trebuiau să fie depozitele de muniție, trebuiau să fie barăcile pentru soldații care trebuiau să fie încartieruiți aici, care să folosească muniția și tunurile de mari dimensiune. Să vedem mai târziu unde au fost amplasate tunurile acelea mari. Numai că avansul tehnologic a început să pună în discuție utilitatea unor asemenea fortificații. Și apoi Marele Stat Major Român în 1906 s-a gândit să transforme Jilava în închisoare militară. Iar prima dată când a fost folosită la scară mare ca închisoare a fost un an mai târziu, în timpul ca urmare a revoltelor țărănești din jurul Bucureștiului. În 1907, mii de țărani, se pare, au fost aduși aici și încarcerați timp de câteva săptămâni, până când s-au mai liniștit lucrurile. Apoi, ajungem la primul război mondial. România își declară neutralitatea în 1914, așa că în următorii 2 ani, la Jilava, sunt aduși, în general, tineri care încercau să evite stagiul militar, care atunci era obligatoriu. În 1916, războiul ne ia pe nepregătite, intrăm evident nepregătiți în război, evident un dezastru teribil. Bucureștiul și zona de sud a țării cad sub ocupația puterilor centrale, așa că la Jilava sunt aduși prizonieri de război români, capturați de soldații puterilor centrale. După sfârșitul primului război mondial, închisoarea revine ca închisoare militară și aici sunt încarcerați în perioada interbelică membrii din cele două extreme ale politicii românești. Extrema stângă, adică de la rândul comuniștilor, care din 1924 sunt în ilegalitate, iar aici, la Jilava, prin Jilava au trecut Chivu Stoica, Gheorghe Udej, dar și din partea cealaltă, adică din partea regionalilor. La Jilava au fost închiși Ioner Moța, principalii actori regionali din perioada interbelică, până la moartea lui din 37, Corneliu Zera Codreanu, de altfel una dintre ultimele lui scrieri, chiar așa se numește, Însemnări de la Jilava, și ajungem în 1940, când
Tabra puterii e răsturnată de evenimentele din vară, regionarii ies din închisori și ajung la putere. Ce se întâmplă? Aia care erau la putere ajung în închisori, adică și aici la Jirava. De aceea, în 1940, în răsfârșitul lui noiembrie, are loc așa numitul masacru de la Jirava. Când într-o noapte câteva echipe de regionari vin aici la Jirava, care în continuare era sub pază militară, dar na, haosul ăla al guvernării regionare, orice era posibil. Au venit aici și au executat 64 de foști demnitari ai regimului lui Carol al Doilea sau alte persoane care au fost implicate în măsurile represive luate împotriva regionarilor la sfârșitul anilor 30. În comunism s-a spus că sau regionarii s-au oprit cu execuțiile fix înainte de camera în care stătea Ceaușescu. Și că asta pentru că Ceaușescu reușise să câștige simpatia gărzilor militare care au spus stop până aici. Nu, nici pe departe. Pur și simplu ei nu veniseră să se răfuiască cu comuniștii. Aveau alții care trebuiau să-i tragă la răspundere, să-mi folosesc un termen mai civilizat. În ianuarie 1941, iarăși, se schimbă istoria. Regionarii ies de la putere, intră în închisori. Bineînțeles, unii au trecut și prin Jirava. Jirava a fost una dintre principalele închisori din timpul regimului Antonescu. Aici au fost închiși și tineri condamnați pentru activitate antifascistă, comunistă, hai să o spunem pe bune, comunistă. Unii dintre ei au fost și executați, pentru că la Jirava aveau loc și execuții și aveau să aibă loc până în perioada, destul de târziu, în perioada comunistă. Iar după război, aici au fost închiși membrii rotului Antonescu, mareșalul Ion Antonescu, cum a colaboratorul s-a apropiat Mihai Antonescu, fără nicio legătură de rudenie între ei doi, și cu ceilalți condamnați la moarte, care au fost și executați aici în 1946, în Vara Piersicilor, unde nu e niciun piersic, dar ăsta e numele acelui spațiu. Acum, lucrurile, să zicem, au intrat într-o altă, sub un alt semn, și aici începe, să zicem, partea aia consistentă a istoriei Jiravei, în 1948. La 1 aprilie, închisoarea trece de la Marele Stat Major Român, deci de la armată, trece la Direcția Generală a Penitenciarilor, deci la Ministerul de Interne. Și de aici începe povestea Jiravei ca închisoare comunistă. Aici au fost închiși între 1948 și 1964, momentul în care oficial se termină cu deținuții politici în România, că toți sunt eliberați. Pe aici au trecut aproape toți deținuții politici din România. Aproape toți, nu toți. Asta pentru că Jirava era atât loc de executarea pedepsei, primeai 10 ani. Cât și de execuție. Da, cât și de transfer. Pentru că, spre exemplu, dacă ai transferat de la Constanța la Oradea sau de la Suceava la Oradea, nu te duceai direct, treceai prin Jirava. Așa că aici era o adevărată borsă a informațiilor. Fiecare nou venit spunea, bă, cine a mai întâlnit într-o închisoare sau într-un lagăr, ce s-a mai întâmplat până să fie arestat, că na, erau alții care stăteau în detenție de ani de zile. Era o adevărată bursă a informațiilor și se schimbau informații, vești despre cei din libertate, cei din închisori, cine a mai murit, cine a mai fost arestat, cine a mai fost eliberat și așa mai departe. Dar o să povestim în celulele închisorii despre acest lucru. Noi ne aflăm aici exact pe locul în care, exact cum am venit și noi cu mașina, exact așa veneau și deținuții cu Duba. Ce nu am menționat este că Jirava a fost construită sub pământ, merge până la minus 10 metri sub nivelul solului și tot pământul folosit în excavație a fost după aia pus deasupra ca să întărească marurile, ca să aibă și mai mare rezistență în cazul unor lovituri de artilerie. Interesant e că Jirava n-a fost niciodată folosită pentru roluri pentru care a fost construită. Avansul tehnologic a făcut-o irrelevantă în timpul primului război mondial, când au luat tunurile, adică și toate luat furturile nu au fost niciodată folosite pentru ce au fost construite, nu. De aceea Jirava este sub pământ. O să vedem panta de intrare în Jirava, este una destul de vizibilă și o să intrăm practic sub pământ, o să vedem. Denumirea de Jirava nu e întâmplătoare. O să vedem, aerul Jirav se simte și rămâne. O să petrecem aici o oră, două și la final, în fericire noastră, nu o să simțiți, dar noi o să simțim umezeara asta și friguri și cu ușoară claustrofobie care te ia după ce vizitezi Jirava. Câte dintre forturi mai sunt, să zicem, în picioare? Toate, cu excepția unuia, care a fost demorat, dacă mă așa, a fost explozia acolo și apoi s-a demorat, toate sunt în picioare. De asta e un mare complex imobiliar undeva în nordul orașului, care nu se poate extinde într-o parte, că e fix un fort acolo, apropo de
rezistența lor, dar majoritatea țin de diferite structuri ale statului român, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, care refolosește pentru spațiu de exerciții, ca spațiu de depozitare și așa mai departe. Câteva sunt în proprietate privată și dacă mașinul nu este abandonat și se poate vizita, dar... Fortul Leurden, mi se pare, nu? Dacă nu mă înșel, da, fortul numărul 10. Dar acum, na, te-ai avut grijă pe acolo. Din fericire, fortul Jirava este cel mai bine conservat. Tocmai pentru că este în perimetrul actualului penitenciar Jirava, iar administrația închisorii a avut grijă de acest loc. Și o spun pentru că vin aici de destul de mulți ani și am văzut că există o grijă constantă față de prezervarea locului, ceea ce cu adevărat grozav. Să închei paranteza, spuneam de Jirava ca închisoare comunistă. Exact aici venea Duba cu deținuți, pentru că aici era închisoare de bărbați. Exista o mică secție pentru femei, nu o să o vedem, dar o să povestesc și despre regimul femeilor la Jirava. Iar cei care ajungeau aici mai întâi treceau printr-un tunel. Erau gardieni de o parte și de alta. Și să povestim și despre gardieni ceva mai târziu, că merită. Toți cu bâte sau alte obiecte contundente și trebuiau să treacă prin acest tunel de lovituri. Cine era tânăr și mai recent arestat și mai întremat fizic, trecea mai repede, scăpa mai ușor. Cine era bătrân sau era mai bolnav sau era, era o bătaie teribilă. Și asta era bun venitul la Jirava. Urmau apoi formele de intrare, care, într-un fel sau altul, sunt specifice oricărui sistem penitenciar de oriunde, în orice timp și de oriunde. O să intrăm, pentru că după ce intrai pe sub borta închisorii, erau cele două aripi administrative, în dreapta și în stânga, unde erau birourile închisorii, birourile administrației, și unde uneori se făceau formele de intrare. Se verificau datele, se făcea percheziția deținuților, percheziția puținelor obiecte pe care le aveau, haine, indispensabile și așa mai departe. Se căutau în toate cusăturile, în toate căptușelile să n-aibă ceva care să aducă din altă parte. Ele fie aveau loc într-unul dintre spațiile astea administrative, fie aveau loc aici, în frig, afară. Dan Brătianu, spre exemplu, povestește că a venit aici în iarna lui 49-50, că a stat în frig, dezbrăcat câteva ore până s-a făcut percheziția. Nici nu se grăbeau. Practic, închisoarea are mai întâi cele două raturi administrative, cu camerele unde erau administrația, birourile și așa mai departe, iar apoi era curtea principală. Curtea principală cu cele două secții. Secția 1, secția 2. Aici sunt cele două aripi ale închisorii, cele două aripi principale. Fiecare cu câte 17 camere de 15x4 în linii mari. Sunt unele modificări, s-au mai făcut de-a lungul timpului. O să povestim puțin mai târziu despre locul de plimbare, că nu aici se făcea plimbarea. Dar aici erau uneori scoși, povesteau unii deținuți, că aici erau scoși în 49-50 de directorul de atunci. Primul director, să zicem, comunist al închisorii a fost Nicolae Maromet, sau Moromete, cum e cunoscut. Dacă știți melodia aia, la Chiria în port, aia cu bate Maromet cu parul. Maromet de aici, de la Jirava, care după aia a fost trimis disciplinar la alte închisori, la Chiria veche și nici acolo nu și-a trădat renumere. Maromet era într-o familie de țărani săraci, a ajuns la București prin anii 30, a fost măturător la primăria capitalei, după aia l-au luat în armată, a luptat pe frontul de est, dacă nu mă înșel, a fost și decorat și după 45 a simțit de unde bate vântul. S-a înscris la comuniști și a urcat foarte repede, vă dați seama, dintr-un fost măturător la primăria capitalei, în câțiva ani a ajuns directorul unuia dintre cele mai mari penitenciare din țară. Pentru că atunci erau trei mari penitenciare pentru deținuții politici: Jirava, Aiud și Gherla. Dar Jirava, să spune, e punctul comun pentru destinele celor mai mulți foști deținuți politici. Maromet era bârbuit și povesteau foștii deținuți politici că era foarte sadic și îi plăcea să își bată joc și să-i chinuiască pe deținuți. Și România povestea că exact aici îi scotea și îi punea în genunchi, le ordona gardienilor să-și armeze pistoarele automate și răspunea celor în fața lui:
Vă împuși pe voi, țărăniștilor și regionarilor. Cu timpul am ajuns să pot să rimi destul de bine. A fost direct comandant aici, dacă nu mă înșel, până în 52, când a fost schimbat, tocmai pentru că, până și pentru comuniștii care începuseră de prin 52 să păstreze o umbră de regalitate a actelor lor, acțiunile lui Maromet depășeau acele limite și a fost înlocuit. Noi o să intrăm chiar în secție, aici puțin atenție la prag. Ele sunt identice, așa că o să intrăm în cea din dreapta, ca să ajungem apoi și pe la infirmerie. Aici sunt câteva panouri despre regimul de la Jirava, făcute într-un proiect educațional în urmă cu ceva ani, dar o să povestim poate mai târziu despre ele. Haideți să intrăm. Asta e una dintre camerele mari, dar deținuți erau închiși de obicei în camerele standard următoare. Ca să aveți o imagine cât de mare este Jirava, undeva acolo în spate este primul capăt al curagului. O să mergem până la capăt, dar o să vedeți că de fapt e un cot și apoi continuă foarte, foarte mult. Haideți să intrăm într-una dintre camere. Asta e una dintre camerele tipice pentru detenția la Jirava. Au avut loc în anii 60, după eliberarea deținuților politici, au avut loc câteva mici, să zicem, îmbunătățiri. Au apărut vizetele acestea în perete. Înainte erau doar la ușă, doar în ușă. Ușa aici nu e. Și tot atunci, la sfârșitul anilor 60, s-a tras apă, erau niște chiuvete și cât un veceu. Aici e un veceu și bine, mai grav e că jos scrie Dinamo. Da. Da. Astea nu existau pe vremea deținuților politici. Pe vremea lor existau priciuri de lemn. Adică erau niște bucăți mari de lemn, unul pus undeva la 40 de centimetri și unul undeva pe la 1,20 m. Între care erau cât un curar foarte îngust de un metru. Și pe mijloc iarăși erau alte priciuri. Când intrai în cameră, camera fiind supraaglomerată, într-o cameră ca asta erau în jur de 80-100 de deținuți. Oricât de greu ar părea. Gândiți-vă că ei trebuiau, mai ales în perioada asta, 49-52, deci vârful primului var de represiune, până la moartea lui Stalin, când dormeau pe o parte și făcuseră calculul că fiecare are 18 cm. Și dormeau exact ca sardinele, pe o ratură. Și când unul amorțea, spunea întoarcerea și toată lumea se întorcea. N-aveau cum să... Dacă intrai în cameră, n-aveai roc pe pat, pe priciuri. Așa că trebuia să intri la șerpărie, adică fix pe cimentul rece, trebuia să te strecori exact ca un șarpe, să te bagi sub primul prici. Vă dați seama că spuneai, dacă aveai o haină mai groasă, ți-o puneai și dormeai pe ea, altfel Dumnezeu cu mira. Cu cât se eliberau paturi, erau transferuri dintre cei vechi, erau mutați în alte camere sau în alte închisori, puteai să urci de la șerpărie la primul nivel, apoi la al doilea. Dacă venea vreun bătrân sau vreun bolnav sau vreo personalitate, se găsea cât un tânăr care să-și cedeze locul și să pornească iarăși de la șerpărie decât să lase pe respectivul să doarmă pe cimentul rece. Ziua începea la ora 5, atunci se dădea trezirea și stingerea era la ora 10. Deci aveau 7 ore de somn, de la 10 la 5 dimineața. De la 5 dimineața la 10 seara nu aveau voie să se așeze, nu aveau voie să se sprijine, trebuiau să stea în picioare. Undeva la ora 7 se făcea numărătoarea în fiecare cameră și apoi se dădea micul dejun. Micul dejun însemna o apă chioară neagră pe post de cafea. La prânz se dădea o soi de ciorbă în care abia mai pruteau niște rămășițe de verdeață sau niște bucăți de carne, dar nu vă imaginați carne macră, erau copite, erau dinți, erau cozi de animale și așa mai departe. Iar seara se dădea o fiertură de orz, de arpacaș. Pe lângă asta se dădea și câte o rație de 250 de grame de pâine pe zi.
Da, numai că ei dădeau pâinile în bucăți de câte 2 kg, deci 8 porți. Toți foștii deținuți care trupe la Jirava și prin alte închisori, dar în special la Jirava, spun de foame. Foamea era obsedantă. Toți erau rihniți de foame, toți vorbeau de mâncare, se gândeau la mâncare, visau mâncare. Un om normal are nevoie de undeva de 2000-2500 de calorii, în cazul meu 3000 plus. Ei aveau undeva, conform estimărilor făcute de medicii care erau printre ei, undeva între 700 și 1000 de calorii pe zi. Era evident că erau niște schelete ambulante. Foamea era atât de puternică încât provoca tensiuni, provoca certuri, invidii, ură aproape între unii între ei. De ce ție ți-au dat tu ai 3 boabe de mazăre și eu am numai 2? Iar în cazul pâinii, toate tensiunile astea erau și mai puternic accentuate. Încă deținuții trebuiau să-și împartă pâinea aia în 8 porți. Așa că ei au găsit o metodă. S-au împărțit în grupe de 8 și în prima zi. Tu ești primul care își alege bucata, apoi eu, apoi altul și apoi altul. Ziua următoare, eu sunt primul, apoi altul și apoi tu ești ultimul. Și tot așa, era un soi de echitate. Unii mâncau totul imediat. Era foame. Foame. Nichifor Crainic e săracul amintit pentru gânditorul naționalist de dreapta. E amintit de toți cei care au cunoscut că era obsedat de foame și pentru un brid de mâncare în plus era dispus să facă. La una dintre închisori, gardienii ziceau, ia zi băi, Crainic, ia zi, dacă zici că nu există Dumnezeu, îți mai dau un brid de mâncare. Și el spunea, nu, există Dumnezeu. Și mai dădeau, că ei înțelegeau că nu e nicio virgulă acolo. Alți deținuți înțelegeau din intonația lui că pune o virgulă și că lucrurile sunt foarte complicate și o să vedem. Alți deținuți păstrau bucățile de pâine și încercau să-și rădrămuiască așa pe rând, să mănânce de-a lungul zilei. Au fost cazuri de deținuți care au furat proviziile de pâine ale celorlalți. Foamea era absolut obsedantă. Mai grav era și setea, pentru că, vă spuneam, nu existau WC-uri. Existau două, în fiecare celulă, două hârdaie, adică două butoaie mari. Unul într-un colț, unul în celălalt. Unul era cu apă, care se folosea pentru băut, pentru spălat, și care se umplea o singură dată pe zi dimineața. Și rația era cam de o cană de apă de om pe zi, pentru băut, spălat și orice ar fi avut nevoie. Aici problema era să nu se gorească până a doua zi dimineață. Iar în partea elaltă era hârdăul de necesități, adică butoiul în care oamenii își făceau nevoile. Aici problema era exact invers, să nu se umple până a doua zi dimineață, când urma să fie golit. Vă dați seama ce miros era într-o celulă ca asta. Și ce năpastă era pe oamenii care stăteau, în special la șerpării, aproape de butoiul ăla, care dacă se umplea, dădea pe afară. Din cauza regimului alimentar, mâncării ăsteia, haute couture, așa, haute cuisine, nu? Cum zic francezii, dizenteria și problemele stomacale erau foarte dese. Și vă dați seama ce mirosuri, ce sunete și mai ales ce rușine era pe oamenii ăștia. Că trebuiau să-și facă nevoile în văzul tuturor. Acum, hai că pentru țăranii obișnuiți cu, să zicem, un trai mai în comuniune cu natura, nu era, dar pentru un fost diplomat, pentru un fost ministru, pentru cineva din, să zicem, lumea înaltă, să vină și să trăiască să-și facă nevoile în fața 80 de oameni. Mulți povestesc că în primele zile de detenție asta era principala problemă, rușinea și imposibilitatea de a-și face nevoile. Iar asta, bineînțeles, că accentua lipsa aerului. Mai ales în timpul lui Maromet, ferestrele au fost acoperite cu scânduri și pur și simplu oamenii suferau de lipsa aerului. Făceau orice pentru o gură de aer. Băteau în ușă ca să vină gardianul să deschidă, bineînțeles înjurându-i și beșterindu-i pentru că îl deranjează, dar numai ca să deschidă ușa să mai intre puțin aer. Sau făceau cu rândul, fiecare stătea în josul ușii să ia o gură de aer din aerul care intra pe sub ușă. Unul era o gură de aer, apoi lăsa locul pentru altul și așa mai departe. În tot intervalul ăsta de 17 ore de trai zilnic, oamenii trebuiau să facă ceva.
Trebuiau să își umple timpul. N-aveau voie să vorbească tare, n-aveau voie să se joace, să învețe, să așa. De-i găseau metode să ocorească. Spre exemplu, ofițerii, militarii de carieră, țineau prelegeri despre mari răbătării ale lumii. Intelectualii povesteau diferite cărți, cinefirii povesteau filmele pe care le-au văzut, povesteau despre familiile lor, despre cei din libertate, inventau povești. Alții jucau șah, piesele erau făcute vers și roșii. Făceau din puțină pâine, o mestecau și apoi o scoipau, o făceau așa, ca un fel de plastilină mai tare. Pe unele făceau versi folosind niște fire de iarbă smurse de la plimbare și o să vedem pe unde se erau scoși la plimbare. Iar parea roșii le făceau din cărămida. Din cărămida de pe... Alții învățau rimi străine, fie pe micile bucăți de săpun pe care le aveau, o să povestim poate mai târziu despre igienă, fie administrația dădea cu DTT, eu am un praf alb, împotriva păduchilor și altor ghioane de tipul ăsta. Iar ei își dădeau cu DTT pe tărpile bocancilor, bocanci fără și returi, ca nu cumva să se spânzure, și scrijerau pe ele. Odată sunt țărani cu patru clase care au intrat în închisoare și au ieșit vorbind franceză sau germană sau engleză. Mai ales engleză, că era util că o să vină americanii și trebuie să ne înțelegem cu ei. Sau, na, fiecare povestea din libertate. Dacă nu înșel, Demostene Andonescu povestește de un moment în care, vă spuneam că foamea era cumplită și permanentă. Și povestea un fost diplomat într-o cameră ca asta, povestea despre dineurile la care participa în calitate de reprezentant al statului român. Și spunea că a mâncat și de-aia, și de-aia, și de-aia, și de-aia. Și la final ne-au dat o prăjitură care avea așa un strat de scorțișoară deasupra. În momentul în care un coleg de celor zice, ești tâmpit, nu se pune mă scorțișoară pe așa ceva. Și au început să se certe și povestea s-a împărțit cerura în două. Ăia care spuneau că se pune scorțișoară și ăia care spuneau că nu se pune scorțișoară. Deci că fix când era cearta întoi, se deschide ușa, apare un tip dezbrăcat, cu mâinile acoperindu-și goriciunea și gardianul în spate îi dă un șut în fund și îl împinge în mijlocul cerului și apoi îi trântește ușa. Asta săracul se ridică așa dezbrăcat, bună ziua, mă numesc Chițic, nu știu cum, era evreu și sunt bucătar. E, fix toată camera pe el. Zi, se pune sau nu se pune? Și știți, unii pun, alții nu. Hai să mai vedem și alte... Despre igienă, când o să vrei să ne spui? Hai să vedem, în următoarea cameră. Da. Și noi am făcut coturi din secție. Și iată cât de mult se merge în... cât de mare este, de fapt, jirafa. Asta era vizeta. Prin asta veneau gardienii, o deschideau de pe exterior și se uitau. Și pe cine vedeau, luau la izolator. Paturi, ca cer din cerul ăsta, au fost aduse mult mai târziu, spre finalul anilor 50, când au început să se îmbunătățească un pic condițiile de detenție. Da, spiritul Genevei. Convenția de la Geneva din 55 la care România a aderat și ca să păstreze o anumită imagine a îmbunătățit puțin condițiile din închisori. De igienă, igiena era precară. Aveau loc, aveau teoretic duș, dar dușul era și o formă de tortură în sine. Erau scoși de obicei o dată la săptămână sau chiar și mai rar, scoși în fugă pe culoar, gardienii rovindu-i pe drum, ajungeau în sala de duș. Acolo se dădea repede drumul la apă rece. Da, se speră, apoi apă fierbinte, apă rece. E jocul ăsta de fierbinte cu rece ca să-i opărească, ba să nu se speră și tot așa. Totul cam dura 2-3 minute. Cine avea timp să se săpunească și să și crătească bine, cine nu, la revedere. Și trebuia să fugă, de obicei... Mulți dintre ei se spărau cu hainele pe ei ca să-și spere și hainele, că n-aveau altfel când. Și apoi fuga cu hainele ude sau în pielea goară ud neșters, înapoi în celulă, bineînțeles, prin bătăile gardienilor. Violența era ceva iarăși comun la jirava. Gardienii te băteau pentru
cu orice prirej, alteori aveau inclusiv, în special în timpul lui Maromet, aveau obiceiul să intre în câte o celulă, să ia pe câte unul și să-i ducă la camera de tortură, unde acolo era bătut sistematic. De obicei, i-au regat de mâini și de picioare, băgat o drugă de fier între și apoi rotit exact ca un pui la rotisor. S-au bătut la tălpi. Asta spuneau deținuții că era cel mai cumplit. Bătăile la tălpi resimțeau în tot corpul până în creștetul capului. Bătăile pe corp erau un pic mai bune, în sensul că preferau să fie bătuți în același roc, că după primele 5-6 lovituri deja pielea era amorțită și nu mai simțeau. Dar intrările astea așa, pe neașteptate ale conducerii erau teribile. Tot așa un fost deținut povestea că un moment dat se deschide ușa, intră Maromet în parte câțiva pumni și uitându-se el așa, vede pe un zid: cine știe să moară nu va fi niciodată rob. Seneca. Se enervează Maromet și zice: care aia măt ești tu, Seneca, mă? Liniște. Care aia măt ești tu, Seneca, mă? Nimeni. Zice și a treia oară, când unul dintre deținuții are cu așa, spune: tovarășe comandant, Seneca a luat astăzi că are proces, are înfățișare la tribunal și îl aduc înapoi. Maromet, bucuros, îi zice unui dintre garieni: tu stai aici și îl aștepți pe Seneca și când vine Seneca, îl aduci la mine și îi arăt eu bătaie. Și râdeau că, na, după atâtea zeci de ani mai stă gardianul acolo să-l aștepte pe Seneca. Dar cât despre gardieni, odată cu comunizarea și corpul gardienilor s-a schimbat. Altfel, fostul director al închisorii de până la începutul 48 era tot așa din vechea gardă. Respecta regulamentul, dar mai închidea un ochi, mai permitea anumite drepturi deținuților să primească pachet, să aibă corespondență cu familia sau chiar vorbitor. De momentul în care comuniștii au trecut închisoarea de la armată la Ministerul de Interne, totul s-a tăiat. Iar corpul de gardien s-a schimbat cu totul. Erau în general oameni, să zicem, de la periferia societății. Oameni din anumite categorii și sociale și etnice și educaționale, să spunem așa. Deci oameni de la periferia societății pe care regimul i-a luat, i-a îmbrăcat, i-a dat un salariu, i-a dat poate și o locuință și le-a dat o uniformă. I-a făcut cineva. Exact ce povesteam când am fost în fața casei lui Vișinescu. I-a făcut cineva. I-a scos de la marginea lumii și i-a făcut oameni. Și în plus le-a spus: uite, vedeți, ăia pe care voi îi țineți închiși, ăia sunt responsabili de lumea și de societatea în care voi ați fost săraci, ați fost chinuiți, ați fost vai de capul vostru, noi v-am salvat. Dar dacă ăștia, scheletele astea, vin la putere, ăștia, nenorociți ăștia, iarăși o să vă arunce în sărăcie și în suferință. Și bineînțeles că erau înrăiți. Dar, nu toți erau așa. Era, și în lumea asta a răutății absolute, erau și momente de umanitate. Uite, povestește părintele Tertulian Ranga, preot greco-catolic, îl arestaseră în 48, când soția lui era însărcinată cu primul lor copil, o fetiță pe care a cunoscut-o după 16 ani. Și părintele Ranga era foarte bun povestitor și a povestit toate cărțile pe care le-a citit, toate filmele pe care le-a văzut și când a terminat toate subiectele, colegii de detenție tot îi cereau: mai spune-ne, mai spune-ne. Și a început să inventeze și a creat o poveste precând chiar de la soția sa. Și la un moment dat, când povestea el, colegul care stătea la ușă și asculta să nu cumva să vină gardianul să deschidă, zice: cred că e dincolo. Și în momentul în care părintele s-a gândit: dacă mă opresc și acolo, recunosc că am încălcat regulamentul și o să fiu dus la izolator. Poate colegul meu s-a înșelat și nu e acolo și să continue. Și a continuat. Numai că a doua zi, el era la rând să ia hârdoul cu necesități și să-l verse. Și postea că atunci când l-a luat împreună cu un alt coleg, mergeau pe culoar și a apărut un gardian în față. Face un pas la dreapta și gardianul un pas la stânga. Face un pas la stânga, face și gardianul un pas la dreapta.
Se uită gard de unghi și zice, bă, dar tu mult o mai iubești, nu? Era ăla care îl ascultase și nu era pedepsit. Acum, astea erau gesturi izolate, dar au existat. Adică, în lumea asta a urii mai există și frânturi de lumină. Și pentru că, înainte să mergem la infirmerie, spuneam de deținuții politici. Ei erau din toate straturile societății, de toate etniile, de toate originile sociale, din toate categoriile profesionale. Era vorba aia că doi deținuți se întâlnesc la girava și unul îi spune, păi ce condamnare ai? Păi 5 ani. Dar ce ai făcut? Păi nimic. Păi imposibil, pentru nimic e 10 ani. Cam așa era și aici. Erau oameni închiși, fie pentru că făcuseră parte într-o organizație anticomunistă, fie că făcuseră parte din fostele partide democratice, fie că erau regionali, fie membri ai administrației Antonescu, scriseseră împotriva Uniunii Sovietice, vorbiseră împotriva comuniștilor, ascultaseră posturi de radio străine. Pentru orice oponent real sau închipuit al regimului, puteai să fii închis. Era o glumă, când n-am găsit și confirmarea documentară, când eram în liceu, povestea cineva despre un țăran într-un sat în jurul Ploieștiului, că la sfârșit de anii 40 se duce la cărciumă și aș pune ghetele lui cele noi, singure ghete faine de piele, se duce la cărciumă, bea, bine. Și când se plece acasă, vede că proase între timp, numai că de la cărciumă până la acasă se făcuse drum. Și era, și nu-și mai mult, era ghetele în noroi și a scos căciua. De-aia Dumnezeu sănătate lor a făcut drumul. După aia l-au arestat pentru propagandă fascistă. Drumul fusese făcut de armata germană în timpul războiului. Astfel de situații ironice, absurde și tragice au existat. Bine, au fost un număr mic. Cei mai mulți închiși au fost pentru că au făcut ceva împotriva regimului. Dar au fost și oameni care au ajuns aici în Temirce. Undeva la 150.000 de deținuți politici au fost în România. Iar închisorile din România, și aici o să supăr anumite opinii prestabilite, nu au fost închisori de exterminare. Nu. Închisori de exterminare, centre de exterminare au fost acum, au fost în teritoriul ocupat de Germania nazistă. Lagărele de la Auschwitz, de la Dachau și așa mai departe. Are erau de exterminare, să moară. La închisorile comuniste, scopul nu era să moară. Dacă moare, ok, foarte bine, nu e nicio problemă, nu se supără nimeni, dar nu ăsta era scopul. Scopul era să, bă, să-l atragem. Îi facem, îi chinuim, îi închidem, odată că îi închidem pe ei și îi facem să sufere pentru ce au făcut împotriva noastră și, în al doilea rând, închizându-i pe ei, băgăm frica în toți ceilalți. Asta era scopul, nu lichidarea. Am întâlnit în câteva situații abordarea asta. Bine, pe diferite cazuri. Cum să facem că noi n-avem că să nu recreăm martiri ărora, oponenților, ziceau ăștia din securitate. Scopul nu era să îi transforme în... Dacă moare, repet, nu era o problemă asta, dar nu... De asta, din toate închisorile și în Jirava, era o teamă de greva foamei. Dacă unul dintre deținuți intra în greva foamei, administrația intra în panică. Deci la închisoarea Pitești, în urma experimentului Pitești, da, nu se căuta uciderea lor? Nu, era odată compromiterea lor și apoi chinuiarea lor. Pe asta era. Frecăm la... Și băgăm frica în populație. Să vedem și ceea ce este considerat infirmeria. Aici este considerat de... Și aduc aminte foștii deținuți că aici era infirmeria și aici se consideră că se bănuiește că a murit monseniorul Ghica în 1954 la vârsta de 80 de ani. Pentru un om cu o vârstă destul de înaintată, regimul de detenție de aici era sinonim cu condamnare la moarte. Aici a murit în mai 1954 monseniorul Ghica. Asta e poza de la arestare, deci din 52, când avea 78 de ani. Condamnat pentru spionaj și înaltă trădare, că na, era în legătură cu Vaticanul, el fiind catolic,
ortodox convertirea la catolicism spre groaza mamei sale, care niciodată nu s-a putut împăca cu convertirea fiului său, mama lui fiind o ortodoxă practicantă. Aici se consideră că a murit. Asistența medicală la Jirava era, cred că e cel mai bine ilustrată de momentul în care povestea un, tot așa, un fost deținut. Unul dintre colegii lui trăgea să moară și bătut în ușă, să vină doctorul, să vină doctorul, și răspunsul gardianului a fost: dar ce, bă, nu poate să moară fără doctor? Iar tratamentele erau minimale, sulfamidă sau aspirină. Dacă erai din categoriile alea cele mai nasoare, adică regional, fost membru al regimului Antonescu, preot și așa mai departe, rația era la jumătate. Oricum, că ar fi făcut mare diferență. Încercau ei în cerură să se ajute între ei, cei care aveau pregătire medicală, foști doctori sau studenți la medicină, încercau să obrojească într-un fel pe colegii lor care, fie din cauza regimului de detenție, fie se întorceau de la bătăile administrate periodic de administrație, în special în primii ani. Le puneau cârpe ude din puțină apă disponibilă, încercau să-i bandajeze, răscoteau repede astea, încălțămintea, că după aia s-a umfla piciorul, chiar și fără șosete. Era bătăi, mai ales astea la tarpă, s-a umfla piciorul și nu mai ieșea din încălțăminte și de acolo era nasor. Singura soluție era să-i tai încălțămintea, dar iarăși nu era o idee bună. Asta și de tăiat, foloseau ringurile pe care le ascuțeau așa de frecându-le de ciment până când aveau o ratură ușor ascuțită și puteau să taie cu ele. Deținuții se ajutau între ei. Astăzi, poate că există, în special rândul unor istorici, o viziune de asta că erau împărțiți pe căprării, democrații cu democrații, regionarii cu regionarii, țăranii cu țăranii, muncitorii. Nu, erau, toți erau acolo în fața aceluiași. Existau, bineînțeles, să zicem, bisericuțe, dar una peste alta, o cerură era oarecum un grup unit. Bineînțeles, încercau să-l dibuiască dacă e vreun informator și era, de obicei, era pus la corț, la propriu și la figurat. Altfel, ei treceau peste ce îi despărțea și înțelegeau că se află toți în fața acelui și inamic, fața căruia trebuie, în primul rând, să supraviețuiască. Asta era situația în cerură. Spuneam că Jirava era o închisoare de bărbați. A existat și o categorie, o secție mică pentru femei, care avea o capacitate de 80-100 de persoane, dar în tot timpul erau undeva la 200, deci iarăși supraaglomerare. La femei era și mai complicat. Na, nevoile igienice sunt poate și mai, să zicem, acute la rândul femeilor, de aceea era mai dificil pentru ele tot acest regim de detenție. Toate însă își amintesc că nu aveau ciclu în timpul detenției și există erau căutate două explicații. Una era cea psihologică, stresul, și a constrâns corpul să găsească o metodă să-și conserve resursele și să supraviețuiască. Altele spun că de fapt îi se punea o bromură de ceva, nu mai țin minte, chimia mea mă depășește, o bromură în mâncare, substanță care reinhiba această trăsătură. Dar ce făceau ele de ajungeau aici? Sau nu trebuia să facă ceva? Sunt foarte puține cele care au făcut ceva. Majoritatea ajungeau aici pentru că erau soții de foști demnitari, mame, surori, fiice, iubite, rogodnice. Bine, au fost și momente în care, să zicem, rogonicul a avut nevoie de găzduire o noapte și după aia au fost arestate după ce l-au prins pe el și în bătăi, în anchete, a spus că a stat o noapte la iubita lui. Au luat-o și pe ea pentru o misiune de denunță. Activ, foarte puține femei care au făcut concret ceva, da? La Elisabeta Rizea, ca Nina Dombrovski sau... Uite, Nina Dombrovski este un bun exemplu pentru că execuțiile în România comunistă erau rezervate doar pentru bărbați. Nu este nicio femeie care să fi fost condamnată la moarte și executată. Bărbați, da. Nina Dombrovski e un bun exemplu pentru că ea a condus un grup de ăsta care a pus bombe, a vrut să lichideze, la un moment dat,
să arunce în aer tribuna cu întreaga nomenclatură de partid, la parcă un 23 august, dar n-a mers bomba. Ea era the mastermind, ea a fost condamnată la muncă silnică pe viață și toți bărbații de în subordine ei condamnați la moarte și executați aici la jirafă. Deci era o raportare diferită de gen, să zicem, pe terminologia de astăzi, față de deținuții politici. În lipsa unor studii sistematice, e greu de bănuit sau de estimat procentul, rata mortalității în închisori. Eu aș merge undeva pe 6-8-10%, ceea ce oricum e uriaș, dar e departe de stereotipul ăla de lagăre de exterminare sau închisori de exterminare, grop comune. În grop comune ai foarte, foarte puține cazuri. Când au prins un grup și au executat sau au fost un transfer de deținut și au executat pe drum, altfel nu. Pentru grup comune ai nevoie de un număr mare de morți într-un timp foarte mic. Nu, sunt morminte individuale, nemarcate. Deci o întreagă altă discuție. Ajungem și acolo? Nu, nu. Știu în mare unde ar trebui să fie mormintele celor executați aici la Jirava, pentru că execuții au fost atât în rândul deținuților politici, deci până, nu mă înșel, ultima a fost în 61 sau 62, Gheorghe Arsenescu. Apoi au fost execuții pentru deținuți de drept comun până la începutul anilor 70, până în, dacă mă înșel, și Râmaru a fost executat tot aici la Jirava. Jirava a fost ulterior abandonată, odată cu construcția noilor corpuri, care sunt și astăzi în uz, de la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70. În 73, dacă nu mă înșel, fortul a fost complet abandonat, pentru că erau alte clădiri propice pentru cartiruirea deținuților. Și a mai fost utilizată pentru foarte scurt timp, în decembrie 89, când aici au fost aduși cei roați de pe străzile din centrul Bucureștiului. Și eliberați după. O să ieșim în curtea de plimbare. Deținuții erau scoși la plimbare, la intervale care variau. Oricum, săracii n-aveau ce face și așteptau să vină americanii, așa că și treaba asta cu scosul la plimbare era un mijloc de a aproxima ce se întâmplă în afară. Dacă îi scoteau mai des, înseamnă că lucrurile s-au mai relaxat între cele două lagăre, între sovietici și lumea liberă. Dacă erau scoși mai rar, înseamnă că e tensiune, e risc de război, vin americanii. Au venit, dar un pic întârziu. Și curțile de plimbare erau cele din spatele meu. Acum nu găsesc altă formă de a redescrie decât, imaginați-vă, o pizza cu ferii. Și fiecare curte e o ferie. Ideea să nu se întâlnească unii cu alții și cine știe să schimbe mesaje sau să comunice, să știe unul de altul. Deținuții trebuiau să meargă cu mâinile la spate, cu capul jos și toți în același ritm. E o zi foarte frumoasă astăzi, soare. Fiecare dintre noi cred că am mâncat destul de bine la micul dejun și de aceea o plimbare în curțile astea poate părea un lucru bun după ce am ieșit din celule. Pentru deținuți însă nu era. Gândiți-vă că erau niște schierete ambulante aproape care trebuiau să facă un efort destul de considerabil pentru condiția lor fizică. Așa că, da, într-adevăr, ieșeau la aer, dar a merge 20 de minute în același ritm pe pământul ăsta nu era neapărat întotdeauna un lucru bun sau de ajutor. Nu? Iarăși, pământul acum e uscat, dar dacă era iarnă după o ploaie și pământul moceros, mergi cu ghetele alea fără șireturi, tu, slab, amărât, abia tărându-te și dacă nu țineai ritmul, erai bătut. Erau în fiecare ferie, de asta la era un gardian în mijloc, sus în postul de observație. Era altul, tot așa cu arma pregătită. Nu aveai unde să evadezi de aici. Ar fi fost un caz cu trei iugoslavi care au fi evadat, dar mă îndoiesc. Mă îndoiesc profund că se putea evada. Dar cum e povestea cu cei trei? Nu știu. Okay. Nu știu, știu doar o mențiune. Da, teoretic, în camerele, fie în camerele astea, fie în partea aerartă a secției, au fost închiși 64 care au fost executați de legionari. Au intrat peste ei în cameră și i-au împușcat. Într-o singură cameră, cine era acolo?
Morozov, dacă nu mă înșel, au încercat să țină ușa, așa că au venit pe aici pe afară și au băgat pistoarele pe geam și au început să tragă. În același timp, arții regionali, în aceeași noapte, la marginea Jiravei, ei dezgropau osemintele lui Codreanu și ale celor arți regionali, nicadorii și de, răzbunătorii, care au fost uciși în 38 și îngropați aici, la Jirava. Noi acum o să mergem înapoi, trecem prin tunelul care desparte cele două secții și o să intrăm în, să mergem înspre inima Jiravei, înspre Reduit. Dar înainte de asta o să mergem la ceea ce se numea Corabia Morții pentru deținuți, la Casimcă. Aici sunt niște pompe pentru că Jirava este sub pământ, riscul de inundații și de infiltrații este destul de mare, așa că trebuie tot timpul scoasă apa. Când acum câțiva ani, când pompele n-au funcționat, apa ajunsese de se intra cu barca, văzut niște poze, intra cu barca în Jirava. Noi să intrăm acum la Casimcă, este ceva amenajat spre finalul anilor 50. Ați fost la Pitești, nu? Da. Dacă n-ați văzut episodul, uitați-vă la el ca să înțelegeți ce s-a întâmplat la Pitești, pentru că apoi regimul, ca să se spere pe mâine, a făcut trei procese. Prima dată cu Eugen Țurcanu și ceilalți pe care i-a condamnat la moarte și executat și probabil că o să vedem celulele în care au stat ei. Apoi un proces cu membrii administrației care au fost închiși pentru au primit niște pedepse destul de mici și oricum eliberați repejor. Și apoi un al treilea proces, nu e clar de ce a gândit regimul așa, un al treilea proces în care au fost implicați iarăși foste atât victime cât și agresori de la Pitești și care regimul tot așa încerca să se spere pe mâini, să spună că de fapt iarăși a fost o treabă strict regională, că regionarii s-au bătut între ei și să facă regimul să pară să strice imaginea regimului. Atunci Gheorghe Carciu, viitorul preot Gheorghe Carciu Dumitras, a avut curajul, care a fost atât victimă cât și agresor, a avut curajul să spună, să combată teza procurorului și să spună că nu, de fapt, asta e o minciună. Voi ați coordonat totul prin deținuți, într-adevăr, dar voi ați coordonat totul și a fost o chestie a regimului și doar încercați să vă sfărați pe mâini. Din acel moment a spus că, din momentul în care s-a ridicat, moral vorbind, a zis că nu simțea că este nimeni nu mai poate înfrânge din nou. Cei care au fost condamnați în acel al treilea proces au fost aduși aici la Casimcă, 15 dintre ei, plus Marcel Petrișor, al 16-lea, un tânăr, care n-avea nicio treabă cu Piteștiu. Și de ce a fost adus aici? Nu știm. Erau câte patru în fiecare celulă. În prima era camera gardianului, care periodic venea și verifica. În celula, teoretic, ori aceasta, ori următoarea. Hai să spunem că e aceasta. Dar există o mică probabilitate să fie vorba de cea următoare, dar oricum. În fiecare celulă erau câte două, patru suprapuse. Iar în celula în care aceasta, au fost patru oameni, și anume Marcel Petrișor, cel care n-a avut nicio treabă cu Piteștiu, și trei care au trecut pe la Pitești. Iosif V. Iosif, părintele Gheorghe Carciu Dumitrasa, care fusese student la medicină, și Constantin Oprișan, care a fost șeful frăților de cruce pe țară, adică șeful organizației de tineret a mișcării regionale. Prin poziția lui, evident că Oprișan a fost printre cei mai torturați la Pitești, pentru că odată ce el a căzut, căderea lui a antrenat căderea multor altora. Când a fost adus aici la Casimcă, așa se numește în spațiul ăsta, Costache Oprișan era grav bolnav de TBC, tușea cu sânge și inclusiv cu bucăți de micuțe de prămân. Era clar că este pe moarte. Ei trebuiau să stea în timpul zilei, deci de la 7 la 10 seara, să stea la marginea patului cu mâinile pe genunchi și cu privirea țintită la vârful rabelor piciorului. Evident că e imposibil. Problema e că în fiecare cameră era câte unul care își pierduse mințile în urma
experienței prin care a trecut Rapiteșa, după aia proceselor și a tuturor schimbărilor de paradigmă, de când e victimă, când e agresor, când e ce vor autoritățile. Ei totuși au reușit să stabilească contact cu cineva dintr-o cameră arăturată și când cer din camera asta de dinainte auzea pașii gardianului, îi dădea semnalul. Și zicea Marcel Petrișor, săream toți ca pisicile în poziția asta și trecea gardianul și minunea, cum stau bandiții ăștia, că așa erau bandiții toți, cum stau bandiții ăștia aici în poziția asta atâtea ore pe zi. Eram vara lui New York 1958, Costache Oprișan era din ce în ce mai bolnav și la un moment dat a început să horcăie, că trage să moară. În momentul în care prietenul lui, părintele viitorul preot Gheorghe Carciu Dumitrasa, având cunoștințe de medicină, a recurs la un gest extrem pentru a-și salva prietenul. Și-a tăiat venere, a lăsat sângele să decanteze în gamera, adică în castronul în care mâncau, și aștepta să se decanteze sângele și i-a dat limfă din sânge, i-a dat limfă să bea lui Costache Oprișan ca să-l salveze. A reușit pe moment să murgă din ghearele morții, dar în cele din urmă, peste câteva ore, Costache Oprișan nu a început să horcă și a murit. În vara lui 1958. Era, povestea Marcel Petrișor în memoriile sale, că Oprișan era un schelet galben și parcă dintr-o altă lume. Atât de înfricoșitoare era arătarea cadavrului că gardianul a venit, a văzut și a zis că nu pune mâna. Și a stat cu cadavrul aici câteva ore până când a venit o altă echipă de la administrație care a venit să, și a pus pe ei să-l scoată și au scos pe târât până afară în față pe iarbă și l-au pus pe iarbă. În momentul în care Iosif a făcut o mișcare rapidă, a rupt o frară și a pus-o pe piept. Și gardienii au început că ia frarea de pe banditul ăla, n-ai voie. Ei n-aveau curaj să pună mâna. Și Iosif a zis că pe mine puteți să mă pedepsiți cât vreți, dar el v-a scăpat pentru totdeauna. Povestea asta nu e vorba despre afinitățile ideologice sau despre opțiunile politice sau despre păcate, sau e vorba despre câtă suferință poate fi inflicted, apăsată, pusă asupra unor oameni și până unde poate merge disponibilitatea de a-ți ajuta aproapele. Și de aici, de la Casimca, ea a fost utilizată doar atunci, la sfârșitul anilor 50, mai există un singur caz documentat, Gheorghe Jiji a fost închis aici pentru foarte scurtă perioadă, în 63. Dar altfel, nu știm pentru ce, care a fost destinația Casimcăi după. Noi o să intrăm acum chiar în inima închisorii, în reduit. Este ultima parte pe care o putem vizita din fortul 13 Jirava. La Jirava, dacă încălcai regulamentul, părțile sunt identice, de aceea o să mergem doar în partea stângă. La Jirava, dacă încălcai regulamentul, sau pentru orice, dacă trebuia să fii pedepsit, erau câteva forme de pedeapsă. Prima era să te bage la izolator, adică aici. Noi vă spuneam, suntem în reduit. Reduitul este încă zona circulară din inima Jiravei. Este zona, să zicem, cea mai stabilă din punct de vedere termic. De aceea, inițial aici trebuia păstrată muniția și pulbera, gunpowder, pulbera de necesară artilerie. Tocmai pentru că toate condițiile și de temperatură și de umiditate sunt constante. Și te, vă spuneam, te băgau la izolator. Acum, ce însemna izolatorul? Stăteai singur sau cu încă o persoană, de obicei singur, primeai rația de mâncare, aia bogată, era redusă la o treime, o primeai odată la trei zile, în rest doar o cană cu apă, și în timpul zilei nu puteai sta pe pat, pentru că patul se ridica. Vezi patul ăsta de lemn, cam ăsta e un fel de plici. Se ridica, ăsta se trage de aici, ia. Da. Uite-te un pic și aici, da, trag eu. Ia, trage tu. Uite, arată un pic și aici, mânerul. Stai, mă, dacă ridic prea mult, mie că se rupe, că e lemnul vechi. Patul se ridica, de acolo se, da,
E un cărig care așa se scoate. Da, patul se prinde. Și după aceea dai drumul la cărig. Da. Asta e una dintre forme. Iar dacă o să intrăm, aici e una dintre... Eu am venit prima dată la Jirava, dacă nu mă înșel, în 2009. Închisoarea se vizita, dar nu de foarte mult timp, așa că tind să cred că ce este aici în prima cameră de la izolatori datează din timpul de până în 64, deci probabil este opera unui dintre deținuții politici, e Psalmul 50 al lui David. Ia, hai să ne apropiem puțin. Întoarce fața ta către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Să nu uite, Inuță, dă mie bucuria mântuirii mele tare și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tare și cei necredincioși la tine se voi întoarce. Este Psalmul 50. Uite. Știm că foarte mulți dintre foștii deținuți politici erau oameni profund religioși sau dacă n-au fost, au devenit. Probabil cel mai cunoscut caz este cel al lui Nicolae Steinhardt, care s-a botezat, evreu fiind, s-a botezat ortodox aici, într-una dintre celulele de la Jirava. Și asta i-a ținut pe mulți în viață, așa au rezistat, prin trăire religioasă. În plus, aici la Jirava a fost și un loc de întâlnire a diferitor confesiuni, că preotul catolic se ruga alături de preot ortodox sau cel protestant se ruga alături de cel ortodox sau evreul se ruga alături de creștin și așa mai departe. Nu a existat nicio, sau n-am găsit până acum mărturii despre o separare de asta religioasă. Din potrivă, toți spuneau că ne rugam împreună, fiecare pe limba lui, dar ne rugam împreună. Alții își căutau puterea în dorința de a reveni la familiilor, de a-și revedea copiii sau de a-i cunoaște, uite cum era părintele Teritorian Ranga, care și-a cunoscut fiica la 16 ani. Da. Irana Samoiră, spre exemplu, care a fost închisă, mai știu dacă a trecut și prin Jirava, fratele său, regional fiind, a ajuns în vest, a fost recrutat de serviciile secrete franceze-americane, instruit și parașutat în țară, să sprijine mișcarea anticomunistă, să intre în legătură cu cei din rezistență și așa mai departe. Iar a și găzduit la un moment dat pe fratele său. Fratele său a fost arestat în 53, adus aici la Jirava, condamnat la moarte și executat. Ea, când a fost arestat, avea un copil mic? Nu, era chiar gravidă. A născut în închisoare și a rămas cu copilul până la când copilul avea un an și 4 luni, în momentul în care a fost turată fetița și dusă în grija părinților. Și când s-a întors, povestea doamna Samuiră că fetița i-a zis că tu ești mamica mea, nu ești foarte frumoasă, să nu mai pleci niciodată. Alții au avut diferite metode de a rezista. Uite, Nicolae Margineanu, marele psiholog român, a primit, a fost arestat în, dacă nu mă înșel, în 47 pe acolo. A primit 20 de ani de închisoare. Și el în fiecare zi spunea, eu în 2 săptămâni o să mă eliberez. Ziua următoare, eu în 2 săptămâni mă eliberez. Ziua următoare, eu în 2 săptămâni mă eliberez. Evident că am mandat un coleg, i-a zis, bă, dar te-ai ștâmpit, ai 20 de ani de închisoare, cum? Și zis, domnule, eu nu-mi schimb părerea de la o zi la alta. Jocul acesta psihologic l-a ajutat pe Nicolae Margineanu să ducă cei foarte mulți ani de detenție. N-a făcut 20, a făcut acum 16. Deci, cred că în 48 a fost arestat și eu. Acolo, cu sfârșitul 40. Asta e izolatorul, una dintre formele de pedepsire. O să mai vedem și altele. Noi de aici o să mergem în partea aceasta, în dreapta. Fiind, vă spuneam, în inima închisorii, să zicem, sunt celulele cele mai sigure. De asta, aici au petrecut ultimile zile condamnații la moarte. De obicei în ranțuri, pedepsele mari aduceau cu ele și folosirea ranțurilor la mâini și la picioare. Din nou, când am ajuns la Jirava prima dată în 2009, se știa că aici a stat mareșalul Ion Antonescu în ultimile sale zile de viață.
De altfel, cineva probabil că vreun între bătrâni scrisese aici pe ușă: domnule Mareșal, România adevărați nu vă vor uita niciodată. Na, scrisul nu putea să mai rămână din motive regale. Și aici au fost, aici este considerat a fi celula în care a stat Antonescu înainte să fie dus și executat în 1946. Și toate aceste celule au fost utilizate exact pentru cei cu condamnări foarte mari și pentru cei care erau condamnați la moarte și așteptau execuția. Aici la Jirava au fost executați cronologic cei din rotul Antonescu, aici au fost executați cei din rezistența armată din munți, toți care au fost capturați de-a lungul anilor 50, aici au fost executați frații Arnăuțoiu și toți sprijinitorii lor de la Nucșoara și din zona aceea. Aici acum avem un material, avem o mică descriere despre rezistența din munți. Tot aici a fost și Gheorghe Arsenescu executat, unul dintre cei cu care au colaborat frații Arnăuțoiu. Aici au fost arestați toți spionii trimiși de exilul românesc în colaborare cu serviciile secrete franceze și americane, parțial și britanice. E un singur caz documentat. Toți au fost executați aici la Jirava, din 51 până... Și toți și condamnați la moarte. Sau au fost execuții și în alte închisori, dar să zicem cei mai importanți sau persoanele cele mai notabile din acest domeniu au fost executate aici la Jirava. Și unde sunt rămășițele? Probabil că pentru rotul Antonescu au fost incinerați. Ceilalți, cei executați după 48, probabil că au fost înmormântați în niște morminte nesemnalizate astăzi, undeva la câteva sute de metri de locul în care ne aflăm noi astăzi. Și probabil că acolo vor rămâne pentru totdeauna, bănuiesc eu. Da. Mă sunt, au scăpat de judecata terestră, sunt la judecata aia mai corectă după lumea ilartă. Și tot aici au fost executați și Eugen Țoicanu și cei condamnați la moarte în procesul din 54. Experimentul Pitești. Da. Numai nu știm exact ce s-a întâmplat cu Țoicanu în ultima parte a vieții. Sunt două mărturii. Una spune că cineva ar fi întâlnit pe Țoicanu în timpul unui transfer cu trenul și acesta, preot fiind, dacă nu știu. Și Țurcanul ar fi întrebat pe preot că poate Dumnezeu să ierte păcate mari și grele. Altă mărturie spune că l-ar fi auzit pe Țurcanul când a fost scos chiar dintr-una dintre aceste celule, dus cu ranțurile la locul de execuție și ar fi strigat: aici, Țurcanul, spuneți-le tuturor să mă ierte. E povestea tărharului de pe cruce care cere iertare și primește, intră primul în rai alături de Iisus. Dacă a fost adevărat sau nu, pe lumea asta n-avem cum să aflăm. Iar noi de aici, din celulele de înrăduit, o să mergem la a doua formă de izolare. Aici suntem la Neagră. Celula Neagră. Denumirea, cred că spune tot. Acum e bine că ne vedem unii cu alții, că e lumină, dar deținții care au fost închiși aici, toți spun că au fost închiși pe întuneric. Nu vedeau. Sunt foarte puține mărturii despre cei care au fost închiși la Neagră. Una dintre puținele mărturii este a unui jurnalist occidental, uite, îmi scap acum, care povestește că a fost un grup închis aici, în care se afla și un doctor, curmea era din Ploiești, Gheorghe Petrescu, fostul șef al Organizației Naționale Țărăniste, care, dându-și seama că aici riscul de a muri e aproape de 1, ca să folosesc cotele caselor de pariuri, a gândit un sistem pe care nu prea știu cum să-l descriu decât ca un fel de dansul pinguinului. Trebuia să se țină aproape unul de altul ca să își păstreze căldura corpului și să se miște încet, nu prea repede, nu prea mult ca să obosească, dar să rămână mereu în mișcare și să stea unul lângă altul, să nu înghețe în friguri de aici.
Dacă vorbeai, dacă jucai șah, dacă învățai, dacă scrieai în cerură, aici puteai ajunge. Asta e a doua formă de izolator. Aici grijă la trepte. Să zicem că am fi fost la începutul secolului 20, veneau otomanii, pe aici se dădea alarma, hai repede la tunuri să tragem. Și ar fi trebuit, asta conform planului, trebuiau să urce soldații, repejor, repejor, și se grăbeau să manevreze tunul care era aici. Aici erau inițial tunurile, care au fost scoase în 1916, că nu mai aveau, n-aveau niciun rost aici, l-au luat în retragerea spre Moldova. Și ei spuneau deținuții că asta era a treia formă de izolator, adică terasau sub cerul liber, sub ploaie, sub vânt. Aproape toți, nu zic toți, dar aproape toți foștii deținuți politici au spus că nu regret deloc. Și că aici, în închisoare, s-au simțit cei mai liberi. Și că închisoarea, de fapt, a fost pentru ei momentul ăla de suferință pe care, dacă știi cum să-l interiorizezi, de fapt, te schimbă în bine. Aici oamenii au devenit mult mai dispuși să ajute, au avut o trăire interioară, religioasă sau nu, de multe ori religioasă, mult mai profundă, aici s-au simțit împreună cu ai lor, aici a fost o comuniune care, după ce au ieșit din închisoare, n-a mai fost. În mod nefericit, aș spune, după 89, deținuții politici care aici, în închisorile de România și în Rajirava, s-au ajutat între ei, au supraviețuit împreună, după aia în libertate au ajuns să se certe și să fie dezbinați la fel ca întreaga societate românească. Nu s-au comportat altfel, mai bine sau mai rău, decât tiparul general al societății românești. Dar aici, în închisoare, unul dintre deținuți spunea că fără închisoare aș fi fost nimic. Într-adevăr, au pierdut tinerețe, au pierdut anii pe care nimeni nu le-a mai dat înapoi. Unii și-au pierdut viața. Unii au pierdut definitiv contactul cu familiile lor. Povestea un deținut că s-a întors acasă și și-a regăsit cei doi copii. Copii care inițial știau că tatăl lor e foarte bolnav și că era spital și că o să se întoarcă când o să facă bine, dar după aia tot crescând au aflat și dar n-au mai spus. A rămas așa. Deci, și spunea că în 64 când s-a întors, la un moment dat, în prima zi în care soția lui a plecat la serviciu și a rămas acasă copii, zicea că eram ca niște străini. Ne priveam și nu știam ce să ne spunem. Dar niciunul, sau aproape niciunul, nu regretă închisoarea. N-au regretat închisoarea. Și mulți spuneau că dacă ar fi să o ia de la capăt, ar face exact la fel. Poate că... Na. E o anumită verticalitate care pare desuetă astăzi și pare așa din altă lume. Și de asta cred că nu e nevoie să ne falsificăm istoria, nu avem nevoie să ne creăm mari figuri, mari povești, mari... Ele au existat. Trebuie doar să-i cunoaștem. Astăzi mai există câțiva foști deținuți politici. Dacă avem ocazia să-i ascultăm, să-i ascultăm. Ne-au rămas, în schimb, memoriile lor, interviuri, poveștile lor spuse în diferite feluri. Merită citite, merită judecate. N-au fost ființi, poate cu câteva excepții, unii dintre ei canonizați recent de Biserica Ortodoxă Română, unii canonizați ceva mai repede de Biserica Catolică. Cu siguranță au existat și figuri cu adevărat luminoase, au existat și episoade regretabile, dar n-a fost doar un univers al suferinței. În suferința asta, de fapt, s-a găsit calea spre mai bine,
care spre eura care na, care pare așa de neatins în lumea asta. Și mai ales cei care au trecut până închisori, foarte mulți, iar și nu toți, au găsit puterea să ierte. Niciunul nu privea cu ură, cu resentimente, perioada petrecută în detenție. Și spunea că, de fapt, toată suferința asta la care au fost supuși a fost o încercare pe care le-a dat-o Dumnezeu. Să-i încerce și să-i cărească. Și ei, dacă au reușit să treacă peste instinctele astea de ură, care sunt firești, de resentimente, de revoltă, de fapt, toată suferința asta i-a ajutat să ajungă dincolo de instinctele firești, să ajungă la momentul ăla de înțelegere, de pace și de iertare. De dragoste față de aproape. Da. Cred că nu merită să uităm. Nota asta foarte depresivă, cred că o să și încheiem, nu? Da. Bine. Foarte interesant. Îți mulțumim pentru turul fascinant de astăzi. Scrieți în comentarii care a fost cel mai pasajul care o să vă rămână în minte mereu. Îți mulțumim și să ne vedem cu bine și altă dată. Toate cele bune. La revedere.